În România se va continua vaccinul cu serul AstraZeneca pentru toate grupele de vârstă. Cu toate că au existat numeroase cazuri de afecțiuni grave în urma administrării serului, autoritățile din țara noastră nu se tem de acest vaccin. Situația epidemiologică este îngrijorătoare. La 100 de oameni diagnosticați, două persoane decedează. Se pare că vaccinarea este singura cale spre revenirea la normalitate, iar acest lucru este greu de acceptat. Coordonatorul campaniei de vaccinare susține că evenimentele trombotice sunt posibile, însă cazurile foarte rare, iar beneficiile vaccinării depășesc foarte mult riscurile. Ce să facă cum trebuie. E bine. Aveți încredere în acest vaccin? Mai puțin, dar celelalte au făcut, mai toți ai case au făcut. Valeriu Gheorghiță a anunțat că se continuă vaccinarea cu AstraZeneca pentru toate grupele de vârstă, în contextul în care rata trombozelor apărute după vaccinarea cu acest ser a fost de doar 0,65% de oameni. Nu știu ce reacție au avut. Eu adinoare a venit de la vaccinare. Și făcui al doilea vaccin, nu ăsta care a apărut acum. Comitetul de siguranță al Agenției Europene a Medicamentului a concluzionat că există o legătură cauzată între apariția cheagurilor de sânge și vaccinarea cu serul AstraZeneca, apariția acestora putând fi inclusă în lista de efecte adverse foarte rare. Mehedințenii au păreri împărțite. O mare parte dintre cei trecuți de vârsta a doua s-au vaccinat, considerând că o altă soluție nu există.